Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri se regăsesc în Suceava 1430, urmată de București cu 637, Timiș cu 227, Namț, 196, Hunedoara 174, Arad și Brașov cu 161, Cluj 129, Galați 128, Constanța 114, Iași 106 și Mureș 103. Totodată, până acum, 209 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 344 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 162 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 25.556 de persoane. Alte 89.976 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare numărul 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.869 de persoane care nu au respectat perioada de a de asemenea, 60 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 47.207 teste. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 631 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2505 la linia tel verde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 335 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 aliniat 1 cod penal. Polițiștii au depistat în ultimele 24 de ore 6690 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 14 milioane de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, Până în prezent 651 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. 412 în Italia, 195 în Spania, 15 în Franța, 8 în Germania, 11 în Marea Britanie doi în Namibia și Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Suedia și Statele Unite. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 37 de cetățenii români aflați în străinătate, 11 în Italia, 7 în Franța, 11 în Marea Britanie, 6 în Spania, unul în Germania și unul în Suedia au decedat. Până la data de 7 aprilie au fost raportate 608.500 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit.